decidieron el tren. Garde, drept, pentru onor spre dreapta, prezentați! Are o triplă semnificație simbolică pentru România, ziua independenței, când România devine stat independent, ziua victoriei, care marchează victoria puterilor aliate în fața Germaniei naziste, și ziua Europei. Războiul româno-ruso-turc din anul 1877, denumit și războiul de independență, a dus la ruptura definitivă a țărilor române în raportul de vasalitate față de Imperiul Otoman. Armata Imperiului Rus, mult mai numeroasă cu sprijinul militarilor români, reușesc să îi învingă pe turci. La 9 mai 1877, Mihail Cogălnicianu, ministru de externe de la acea vreme, ține un discurs în Parlament în care spune că suntem liberi, suntem o națiune de sine stătătoare. Adunarea deputaților a proclamat independența de stat a României, deschizând astfel drumul spre recunoașterea internațională a dreptului națiunii române de a-și decide singură soarta. La distanță de mai bine de jumătate de secol, pe data de 9 mai 1945, are loc capitularea celui de-al treilea Reich, cel de-al doilea război mondial, la care armata României și-a adus jertfa de sânge. Se încheie la 9 mai 1945 cu consfințirea victoriei aliaților împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai pustiitoare conflagrații din istoria continentului european. 9 mai mai este și data care marchează două evenimente importante pentru comunitatea europeană. Consiliul Europei ia naștere în 1949. În plus, în aceeași dată, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, propune în anul 1950 stabilirea unei noi forme de coordonare politică în Europa, care să înlăture riscul de a izbucni un nou război pe teritoriul continentului european. Viziunea sa era aceea de a crea o instituție europeană care să centralizeze și să-și gestioneze producția de cărbune și oțel. Pe 18 aprilie 1951, 6 state, Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda, au semnat tratatul de la Paris privind prima dintre comunitățile europene, Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului. Ulterior, cele 6 state au decis să edifice o comunitate economică bazată pe libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor și în 1957, prin tratatul de la Roma, semnat la 25 martie, au înființat Comunitatea Economică Europeană, precursoare a Uniunii Europene de astăzi. Pe parcurs, procesul de integrare economică a fost acompaniat de procesul de integrare politică a statelor membre. Ulterior, la acest complex proiect de construcție europeană, s-au alăturat Irlanda, Marea Britanie și Danemarca 1973, Grecia 1981, Spania și Portugalia 1986, Suedia, Austria și Finlanda 1995, iar la 1 mai 2004, noi 10 state, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia și Ungaria, iar la 1 ianuarie 2007, Bulgaria și România. Și ulterior, Croația. Uniunea Europeană are în prezent 28 de state membre. Data de 9 mai a fost aleasă Ziua Europei de Consiliul European de la Milano în anul 1985.
Se depune programul de preocupare a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, să pregătește Partidul Social Democrat, organizată de Țeală Drepturilor.
Să ne vedem cu roana de fel din partea Pro România, filiala 3.